Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, în plenul Camerei Deputaților, a fost votată o inițiativă legislativă la care personal țin foarte mult. V-am ținut la curent cu demersurile făcute pe această speță, respectiv acea inițiativă legislativă prin care se dorește stoparea turismului electoral. Știți, poate mulți dintre dumneavoastră, că există un fenomen extrem de îngrijorător, un fenomen periculos pentru democrația românească, și anume acela al turismului electoral. În foarte multe localități ale României, mai precis în peste 250 de localități, în ultimii 25-30 de ani s-a simțit un fenomen îngrijorător. Și anume, foarte mulți cetățeni din alte localități veneau și își exercitau dreptul de vot în anumite localități. Unii contra cost, alții în schimbul unor foloase materiale, denaturând în definitiv votul cetățenilor care locuiau, care trăiau și munceau în acele localități. S-au văzut nenumărate cazuri în care anumiți edili din localitățile României au câștigat mandatul de primar cu 2, 3, 5, 7, 10 voturi. De ce? Pentru că foarte mulți cetățeni de ordinul sutelor își făceau vize de reședință, chiar și cu o zi înainte, în acele localități și exercitau dreptul constituțional de a alege. Și timp de 4 ani de zile nu mai treceau prin acele localități, lăsând acele localități la mâna unor edili, poate nu tocmai ceruți de localitate și nu tocmai pricepuți. Astăzi, prin voturile colegilor mei parlamentari din Camera Deputaților, acest fenomen a fost stopat. Totodată, cine dorește să voteze într-o anumită localitate, unde poate, are domiciliu, dar nu are acte de identitate, poate unde își desfășoară activitatea, unde muncește, poate să aibă viză de reședință cu 6 luni de zile înainte minimum și poate să-și exercite votul în acea localitate. Totodată, această inițiativă legislativă prevede un anume aspect, și anume, dacă la o adresă figurează mai mult de 2 persoane care nu aparțin aceleiași familii cu viză de reședință, atunci structurile Poliției Naționale reprezentate în acea localitate, respectiv poliția locală, trebuie să fie informată. Stopăm astfel un fenomen extrem de îngrijorător. Știați, probabil ați auzit din presa națională, că în București sau în alte orașe ale României existau locuințe, existau adrese unde erau domiciliați sute sau mii de cetățeni. Aceste lucruri, dragii mei, prin această inițiativă legislativă votată astăzi de parlamentari, vor fi stopate. În primul și în primul rând, votul fiecăruia dintre noi contează, iar destinația lui nu poate fi schimbată de absolut nimeni. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!